Mai mult de o schimbare, Dan Petrescu la pauză. Spuneam, are teoretic echipa de titulare aproape toată pe margine, mai puțin Sava și Krešić. Foarte probabil va debuta și Virgiliu Bostolachi. Oh, ce urât! Ce urât îl lovește Camara pe Paradela. Va fi galben pentru această imprudență și este al doilea galben roșu. Roșu, CFR rămâne în 10 oameni. După un galben arătat prea ușor de Marcel Bursan, după părerea mea, un al doilea galben arătat corect. După această talpă ridicată în fața adversarului, dar galbenul mi s-a părut puțin cam exagerat al lui Marcel Bursan. CFR rămâne în 10 oameni, o repriză. Cred oricum că la cum a intrat aici Camara, pe cât de ușor a fost dat galbenul. Iată, ăsta este momentul în care a luat galben Camara. Aici mi se pare că ok, e faul, dar nu are cum, da, ăsta pe de altă parte poate să fie și roșu direct. Poate să fie și roșu direct ăsta. Așadar, Camara putea fi eliminat direct la Oadică. Patru minute suplimentare pentru această primă repriză, dar Dan Petrescu va trebui să gândească restul meciului cu 10 oameni.